Flavius Stoican a găsit rețeta câștigătoare la Fece Botoșani. Fece Botoșani cu Flavius Stoican la timonă a devenit o echipă de neoprit în Superligă. Luni seara, formația Moldavă a făcut spectacol în fața petrolului. Antrenorul Severinian se poate lăuda că echipa sa este singura din prima ligă care are victorii pe linie în 2023. Moldovenii au învins pe rând Universitatea Craiova cu 1 la 0, Fece Argeș cu 2 la 0 și, cel mai recent, Petrolul Ploiești cu 5 la 0. Totodată, Botoșaniul e singura formație care nu a primit gol în zonul de primăvară. Grație acestor evoluții s-a apropiat la 3 puncte în zona de play-off, fiind pe locul 7 în clasament cu 30 de puncte la 3 lungimi de și După ce Mirel Rădoi s-a despărțit de Universitatea Craiova și a ales să antreneze în Arabia Saudită, Flaviu Stoican a rămas singurul antrenor severinean din Superliga. Stoican îl are ca secund la Fece Botoșan pe mehedințeanul Bobi Verdeș.